Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit! Ce mai faceți? Astăzi nu mai e ceață. Dacă aruncați o privire pe geam, așa cum am făcut noi, de fapt noi am venit de acasă până la studio, e chiar călduț afară. Așa parcă dă să plouă, dar ce facem? Căutăm soare. Soarele unde? În sufletele noastre, dragii mei, și ne facem o zi mai frumoasă. Cum începem ziua? Bineînțeles, cu dale dimineții, că așa facem noi, cei care ne trezim dimineața de vreme. Și de la 7 fix, suntem în direct, unde? La Hunedoara 1 TV, de la dale dimineții. Și povestim, dragii mei, povestim despre oameni. Povestim despre oameni frumoși. Oameni care au reușit să facă ceva în viață. Cum au reușit, cum au găsit cheia succesului, câtă pasiune, cât efort, ce înseamnă sacrificiu, ce înseamnă sacrificiu adevărat, real, cât efort fizic, real, depune invitatul meu de astăzi pentru a atinge cheia succesului, pentru a atinge performanța, o să ne povestească chiar el. Alături de mine în această dimineață, la dale dimineții, Florin Maxim, antrenor FC Corvinu, Hunedoara. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Dragii mei, de o seriozitate și de o, nu știu cum să spun, de o modestie ieșită din comun, aș vrea să spun. Și spun asta pentru că l-am cunoscut acum câțiva ani, când a venit la Hunedoara, și nu vreau să fiu răutăcioasă, dar știți, oamenii care au realizări, la un moment dat, au așa un fel de atitudine, altfel. E, nu am întâlnit asta la antrenorul de la Corvinu, ba dimpotrivă, îi se părea ceva foarte normal să se comporte într-un anumit fel. Ieri, de exemplu, prinsă cu treabă, am uitat efectiv să-mi anunț invitatul cu detalii, să stăm de vorbă, cum fac de obicei, și ieri după masă am primit un mesaj. La ce oră să fiu dimineață la matinal? Impresionant, dragii mei! A fost un șoc, chiar îi spuneam lui Rosi, pe care îl salut în această dimineață. Bună dimineața, Rosi! Bună dimineața, Alin! Și încă o dată mulțumesc! Pentru puțin. Cumva știu că noi care muncim și avem atâtea pe cap, era normal să vin eu cu un mesaj. A rămas să ne auzim, dar e bine că s-a făcut legătura și sunt aici la emisiune. De o simplitate rar întâlnită, dragii mei. Asta m-a marcat de fiecare dată când am mers la Hunedoara, pentru că noi, presa, nu suntem întotdeauna primiți cu brațele deschise. Există o oarecare teamă, nu știu, respingere, aș putea să spun, și nu doar la fotbal. În general, când presa apare undeva, există o stare din aia de atenție și se vine presa. Nu s-a întâmplat asta niciodată de câte ori ne-am întâlnit și am fost cumva primiți mereu cu zâmbetul pe buze, primiți. Nu aveți o teamă față de presă? N-ai cum, trăiești cu presa, mai ales în sport, ai nevoie de presă și în momentele bune sunt alături de tine și în momentele mai puțin bune. Atâta timp cât ești la fel și n-ai nimic de ascuns, eu cred că de acolo vine și normalitatea. Nu trebuie să fii în fața camerelor sau în fața presei într-un fel și în fața, nu știu, de zi cu zi să fie altfel. Eu cred că oamenii care mă cunosc și ați reușit să mă cunoașteți și eu cred că nu m-am schimbat și nici nu o să mă schimb de acum încolo. Adică lucrurile care mi s-au întâmplat, eu consider că mi s-au întâmplat normal, au venit pe fondul unei munci, nu doar a mea, a tuturor care am fost aici, vorbesc de Corvinu, am fost implicați cu toții. Lumea trebuie să știe că am fost invitat eu la emisiune, dar în spatele meu stă familia mea, stafful meu, oamenii care ne susțin, domnul primar, bordul din club, adică nu sunt singur.
Da, așa e, nu ne ajunge platoul, nu știu cum am putea, trebuie să facem cumva cu Rossi o invenție și să aducem jucătorii de la Corvinu. Eu am câteva idei, sau poate facem un matinal de acasă, de la Hunedoara, cum le place hunedorenilor să spună, să vedem cum reușim sau poate reușim să aducem pe rând la matinal câte un jucător de la Corvinu să ne dezvăluie povestea de viață. Și nu întâmplător spun asta, doamna Zapodianu Cristian ne spune bună dimineața, bună dimineața, vă spunem și noi. Monica Giurasa intră, bună dimineața, am intrat doar să-l felicit pe domnul Maxim pentru tot ce face la Corvinul. O salutăm și pe Corina, îl salutăm și pe Tibi, sunt live în această dimineață alături de noi. Mulțumim Cori pentru susținere, mulțumim tuturor celor care pun numărul, așa cum a spus și domnul antrenor, pentru ca noi să ne desfășurăm în cele mai bune condiții activitatea. Și uite, o doamnă din Deva, e prietena noastră, Monica, vă felicită pentru ceea ce faceți de fapt la Hunedoara. Asta cred că aduce încântare, să spunem așa, sufletului. Da, e pentru mine echipa unde am început fotbalul mare, am reușit să debutez la Corvinul în Liga a doua. Și spun asta, pentru mine a fost ceva ce mi-am dorit, să duc echipa acolo unde am găsit-o eu, în Liga a doua. Și a fost cumva o presiune indusă mai mult pe mine, mi-am dorit enorm. Din primul an nu s-a reușit promovarea, s-a reușit anul acesta, dar poate așa a fost să fie. M-a întărit, m-a făcut să văd lucrurile altfel, am trecut prin momente dificile după ratarea promovării, dar ne-a întărit atât pe mine cât și clubul. Eu zic că am fost mai atenți și în vara aceasta nu le-am dat nicio șansă adversarilor și am adus promovarea. Născut pe 2 martie, dragii mei, unde credeți? La Brad am descoperit eu de curând, asta a fost, să spunem, marea mea bucurie când am vrut, când mi-a venit ideea să-l invit la emisiune, am dat o căutare și am fost foarte impresionată să aflu că Florin Maxim este născut la Brad. Deci e foarte ușor cu domnia sa să spun, sunt mândru că sunt hunedorian și acum deja hunedorian, că sunteți hunedorian prin naștere și hunedorian că locuiți la Hunedoara. Normal. Da, m-am născut la Brad, e la 32 de kilometri de Deva. Mă leagă pentru că eu de mic am început fotbalul de la undeva 8-9 ani, am fost prima dată dus la teren de către tatăl meu. Am început fotbalul acolo la Brad și tot timpul veneam, jucam contra juniorilor de la Deva, de la Hunedoara și tot timpul am fost, nu știu, fascinat de echipa Corvinului. Tatăl meu mă ducea la meciuri și am rămas așa cu niște imagini. Prima dată când am intrat pe stadion, țin minte, am urcat deasupra vestiarelor, era o zi ploioasă și mi-a rămas așa în memorie terenul ăla verde așa. Noi eram obișnuiți cu condițiile de atunci și nu prea erau, mai ales când ploua, era pentru noi erau niște condiții foarte, foarte grele, terenurile de joc erau noroaie, să spunem așa, da, și am fost impresionat de verdele al gazonului. Am rămas cu amintiri plăcute și, cum v-am spus, acolo am început fotbalul mare, de fapt, la 16 ani jumate. Am fost adus de către domnul cojocaru Tavi la echipă. Am reușit să debutez acolo la Liga a doua, după care am plecat la București, la Steaua București. O schimbare radicală, așa, de la Brad, de la Aurul Brad, direct la Steaua București. Da, a fost era cumva anii de glorie a Stelei. Da, 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 am prins jucători extraordinari și cumva, nu că atunci eram cumva prea tânăr, să zic acum că am avut multe de învățat, dar acum dând timpul înapoi, l-am avut coleg pe Belodedici, pe Lăcătuș, pe Jean Vlădoiu, după aia erau jucătorii mai tineri, Roșu, Ciocoiu, era o echipă care se bătea la Champions League atunci, era altceva. Da, șocul cumva a fost
a fost așa pe trepte. N-a fost un șoc pentru că la 14 ani jumate am fost selecționat la Naționala României de juniori și am mai apucat să mai merg pe la București, adică nu m-a surprins București. Dar cumva să trăiești singur, atunci a fost un pic mai dificil. Când trăiești singur de la 16 ani, 17 ani în București, trebuie să iei niște decizii și cumva părinții mei, fiind de la Brad, erau la muncă, nu prea puteau să vină la mine la București și cumva m-am autoeducat, m-am gestionat singur. Deci să înțelegem că Florin Maxim este un autodidact. Și acum îmi place să cred, chiar dacă ne inspirăm, e normal, și acum dacă deschizi telefonul și la mine, când deschid telefonul, cam numai despre fotbal îmi apar știri și e normal să te inspiri de la oameni de succes, că până la urma urmei e normal, dar eu consider că am și vreau să cred că am linia mea și trebuie în sportul pe care îl practicăm noi, fotbalul, cumva trebuie în fiecare zi să îți propui niște lucruri, vrei să-ți arate echipa într-un fel, dar trebuie să fii conștient că ai niște jucători la dispoziție și degeaba îmi doresc eu să, nu știu, să pasăm ca Manchester City, trebuie să vedem dacă și putem lucrul acesta și cumva trebuie să te adaptezi în fiecare zi, la fiecare meci, fiecare meci are istoricul lui și de-aia vreau să cred că în meseria de antrenor trebuie să fii spontan și să iei niște decizii atunci în timp real. Ca sportiv, în general, cred că trebuie să învățăm de la noi, oamenii de rând, ar trebui să învățăm și purtam o discuție înainte de emisiune, ar trebui să învățăm de la sportivi că trebuie să luăm decizii în timp real, să renunțăm la a ne face planuri și dacă planul nu merge cum îl visăm noi, pe loc să schimbăm regulile jocului. Schimbați regulile jocului. Sunt de aceeași părere. Da, eu discutam înainte. Nu-mi place să am planul B. Adică nu-mi propun, dacă îmi propun ceva și toată săptămâna lucrez, nu știu, cu dând încredere jucătorilor că putem să facem lucrul pe care ne-l propunem, acum să vin și cu să expun planul B. Nu prea mai am timp în timpul săptămânii să mă mai gândesc și la planul B. Dacă intervine ceva în timpul jocului, vreau să cred că până acum am luat deciziile bune și de-aia am un staff lângă mine și cumva ne completăm, sunt ajutoarele mele și încă o dată revin. Eu nu sunt singur și dacă nu i-aș avea pe cei din spatele meu, cumva ar fi imposibil să realizăm niște lucruri. De aceea țin să le mulțumesc colaboratorilor și sunt în fiecare zi lângă mine și mă suportă că și eu sunt, nu știu dacă dificil, dar sunt puțin atent la detalii și foarte atent la detalii și o să vă povestesc de ce spun asta. Pentru că mi-am făcut temele, să știți, am aici câteva notițe, că nu le țin eu minte toate și nu vreau să greșesc și vreau să rămânem la perioada fotbalist până să ajungem la perioada antrenor. Născut pe 2 martie, repet, la Brad, foarte frumos, hunedorean de al nostru, prin naștere. Spune Google-ul despre Florin Maxim că este fotbalist de picior stâng. O să întrebăm, ce înseamnă fotbalist de picior stâng? Lovești mingea cu piciorul stâng. Am și scris cu mâna stângă, dar în acele vremuri te dezobișnuia cumva. Da, ne lega. Da, cumva m-am dezobișnuit. Acum mai merge puțin cu mâna stângă, dar asta înseamnă de picior stâng. Folosești mai mult piciorul stâng. Rog pe Rossi, avem câteva imagini descărcate de pe Google cu Florin Maxim în perioada în care era jucător, pentru că a mers în Liga, a plecat în Liga 1, cum se spune? Da. A plecat în Liga 1 pe 5 august 2001. De fapt, a debutat în Liga 1 în meciul UME Timișoara Rapid București. Ții minte meciul ăla? Țin o să-l uiți vreodată? Nu. Țin minte și cum am luat golurile. Pancu juca la Rapid. A dat un gol superb atunci. Era începutul meu în Liga 1 și n-ai cum să uiți astfel de momente. A fost o perioadă frumoasă la Timișoara. Am stat doar un tur de campionat, după care am fost transferat la Sportul de către
tot un hunedorean. De fapt, e născut la județul Alba, dacă nu mă înșel, domnul Andone. Și am mers la sportul în același an. După care, nu știu, cariera mea fotbalistică s-a legat cumva de sportul. Am fost transferat, am plecat de la sportul la Farul Constanța, după aia la Timișoara, la Chiajna, m-am reîntors la sportul, deci de asta vă zic, m-a legat puțin echipa aia studențească, pe care în perioada în care noi am jucat și eram toți o echipă de tineri, de copii, că așa eram, aveam toți 21-22 de ani, de aia ni se spunea și gașca nebună. Când la începuturile noastre, patron era Vasile Șiman și veneau familiile noastre, prietenii la meciuri și 2-3 studenți. Și prin jocul prestat de către noi am reușit să umplem stadionul, să jucăm cu stadionul plin și când jucam cu Bacău, dau exemplu, erau undeva la 2-3 mii de oameni, pentru că în momentul în care propui ceva și joci plăcut, oamenii sunt deschiși și vin către acea echipă. Și m-a legat puțin și stadionul are ceva, eu cred cumva în energie și între noi, oamenii cumva, și acel stadion îmi dădea aceeași trăire pe care o am la Hunedoara. La Hunedoara, noi stafful ne întâlnim cu o oră jumate, chiar și două ore înainte de antrenament, ne bem cafeaua și tot timpul stăm pe banca de rezerve și mă uit spre tribună. Nu știu să explic în cuvinte, dar am așa, mă simt în două stare de bine când sunt pe stadion la Corvin. Spune Florin Maxim așa, ați auzit acum câteva secunde că l-a amintit pe domnul Șiman. Am fost fundaș, așa că mă deranjează să iau goluri, normal, dar dincolo de asta chiar îmi place să joc fotbal, să jucăm ofensiv. Vasile Șiman ne spunea că era, când era președinte la sporturi, și nu am să uit vreodată, dacă nu produceți fotbal, nici nu vă vindeți, nici nu aduceți spectatori pe stadion. Nu v-ați săturat să vină doar rudele în tribună? Așa a dat credit unei generații de juniori care au făcut performanță mai apoi. La mine, defensiva e fundamentul, dar de la ea construiesc atacul. Foarte frumoase cuvinte. Am rămas surprinsă, v-am spus, eu discut foarte puțin, iar în cazul de față am discutat foarte puțin cu invitatul meu. A fost cumva un matinal surpriză. I-am spus doar atât că este vorba despre omul Florin Maxim și eu vreau să descoper cheia succesului de la invitații mei. Aceleași cuvinte aproape le-ați spus. Se pare că nu-l uitați. Nu, n-am cum să uit, pentru că are dreptate. Și așa e. Asta încerc să le insuflu și jucătorilor noștri, că se poate. Dacă noi am putut în acea perioadă cu, nu știu, niște competitori, pentru că erau echipe, toate echipele de Liga 1, de fapt, toate generațiile spun, când jucam noi ce fotbal era, acum, nu știu, fotbalul a decăzut sau... Nu, dar erau niște echipe bune și domnul Șiman chiar a avut dreptate. Dacă nu propui ceva, nu ai cum să te transferi, nu ai cum să te vinzi, că ziceam acele cuvinte, să te transferi la o echipă. Trebuie să vii cu ceva în plus, pentru că banalitatea sau lucrurile normale în fotbal nu prea îți aduc un transfer. De aceea noi la sportul am crezut în noi, am și lucrat, am avut un psiholog care lucra cu noi zi de zi și eu consider că ne-a ajutat foarte mult, pentru că și eu sunt antrenor și eu vorbesc foarte, foarte mult cu jucătorii mei. De fiecare dată, în fiecare zi avem o ședință, le expunem antrenamentul, dar psihologul, de aceea psiholog, a făcut niște studii, știe pe ce butoane să apese în momente grele, pentru că toți avem problemele noastre și problemele mele sunt cele mai mari, ale dumneavoastră sunt cele mai mari și fiecare trebuie cumva să, când faci parte dintr-un grup, trebuie să conviețuim și fiecare să lăsăm cumva, dacă putem, mai ales în
pe parcursul antrenamentului și jocului, să lăsăm problemele deoparte și să ne ducem toată energia, să ne canalizăm energia spre, nu știu, spre țelul nostru comun. De aceea nu e ușor să lucrezi cu oamenii, știți și dumneavoastră că nu e ușor, fiecare are probleme, cum bine ar fi să nu fie, dar toți avem un bagaj de probleme. Și asta vreau să insuflu și jucătorilor noștri, că se poate, s-a putut această promovare, toată lumea era sceptică, nu uit și mesajele, pentru că așa suntem noi, natura noastră, tot timpul suntem cam pesimiști, și acum cu echipa națională și cu Corvinul, că ne vom întâlni cu nu știu ce echipe în meciurile de baraj, acum să vedem ce greu o să fie la Liga a doua. E greu, că sunt provocări, normal că e greu, dar muncim și lumea trebuie să știe că muncim în fiecare zi să ne atingem obiectivele și suntem pe drumul cel bun, spun eu. Mai salutăm câțiva din telespectatorii noștri. Felicitări, Florin Maxim, spune Andrei Piscanu. Eu citesc exact cum spune Facebook-ul. Misi Varga, mult succes în continuare, mulțumim. Dacă nu răspund la toate mesajele, e pentru că nu le văd în timp real, dragii mei, foarte multe mesaje le văd după încheierea emisiunii. Și astăzi ne salutăm și fanii de pe TikTok. Rosi și Alin îmi fac mereu semne de la începutul emisiunii. Suntem live pe TikTok, e marea realizare a colegului nostru Alin Darian, care face parte din echipă și care a muncit pentru a dezvolta această realizare. Acum este rușinat, se uită la mine, ar trebui să dea într-o dimineață ochii cu dumneavoastră, nu în această dimineață, ci că nu vrea. Bună dimineața, Alin, încă o dată și mulțumim. Care va fi pasul următor, dar știu sigur ce vreau să-l întreb pe invitatul meu. Știu sigur că vreau să-mi întreb invitatul de ce nu a părăsit țara. Ei sunt în anumite momente în viață, când ajungem la o oarecare dezvoltare personală, așa cum dumneavoastră ați evoluat ca și jucător, nu vreau să fiu răutăcioasă, foarte mulți aleg străinătatea. Nu doar în fotbal, în fotbal mai mult decât în alte domenii, să spunem așa. Și vedem asta chiar și în zilele noastre, încă jucătorii visează să joace pe bani mulți la o altă echipă, se pierd, fac bani, dar se pierd parte din ei. De ce nu ați ales să jucați în străinătate? De ce ați ales să rămâneți în România? Am avut oportunități să plec și în momentul plecării de la Hunedoara spre Steaua. A fost o perioadă când eu am semnat doar pe perioada junioratului, după care am împlinit 18 ani și trebuia să semnez în continuare acel contract de prelungire cu Steaua și au fost niște tatonări. Eram jucător la lotul național și au fost niște tatonări și trebuia să plec la o echipă în Italia. Nu a fost să fie, pentru că mi-am dorit foarte, foarte mult să rămân la Steaua București, pentru că orice copil și-ar fi dorit să joace la Steaua București, deținătoarea Cupei Campionilor, și a fost un vis al meu. După care, în evoluția mea ca jucător, au mai fost perioade când, în fiecare perioadă de transferări, iarnă sau vară, au mai fost tatonări sau să mă duc în diferite țări, chiar și în Arabia Saudită. Acum în momentul, am vrut să ajung. În momentul revenirii mele de la Timișoara la sportul studențesc, au fost, chiar aveam biletul de avion luat, contractul cumva era aproape, trebuia să mai fie semnat, doar că la acea echipă antrenor a fost tot un român, Grigore Schitiu. Avea un meci în cupă, le povestesc asta băieților, a fost un meci de cupă pe care l-au pierdut și eu nu am mai ajuns la echipă pentru că a fost dat afară domnul Schitiu. N-a fost să fie, după aia au mai fost ceva echipe din Cipru, dar nu, cumva am fost și ca jucător boem și acum
banii pentru mine vin ca o consecință, dar n-a alerg după bani, nu sunt scopul meu. Știu că ai nevoie de bani pentru a-ți crește familia, pentru a-ți îndeplini unele, nu știu, dorințe ale tale, dar nu sunt construit așa și dacă n-am fost, nu o să fiu. Banii sunt normal, dar vin ca o consecință. N-am fost nici ca jucător, n-am fost jucătorul care după o evoluție bună, jumătate de an, să mă duc la președinte să cer că merit mai mulți bani. Tot timpul mi-a plăcut să fiu legat de o echipă și la sportul studențesc am avut o perioadă lungă de timp. La Farul Constanța, la fel, am stat 4 ani jumătate. Pe la echipele unde am fost, n-am fost jumătate de an și doar să fac 2 dușuri și să plec. Mi-a plăcut să stau în acel loc și cam așa sunt structura ca om. Eu înțeleg din discuția cu invitatul meu că și-a creat mai multe familii. Pe unde ați trecut, pe unde ați stat, ați creat o familie. Și parcă din discuție înțeleg că duceți cu dumneavoastră amintirile acelei familii mai departe și încercați să o recreați de fiecare dată. Cred că ăsta e secretul la Florin Maximal. A încercat în fiecare loc să recreeze o familie, așa cum ați recreat familiile din tinerețe acasă la Corvinu. Așa e. Am ținut și țin legătura cu mai toți colegii pe care i-am întâlnit pe la echipe. Într-adevăr, nu poți fi prieten cu 25 de caractere cât suntem noi acolo, dar am rămas în legătură cu toți colegii, ne felicităm, acum există rețelele de socializare. Ne felicităm la zile, la niște realizări pe care le avem și acum am fost plăcut surprins când am avut meciul de la Tunari. Au venit colegi de-ai mei de la Sportul și la noi la hotel. Am stat cu ei, m-am întreținut câteva, mai bine de o oră și mi-a făcut plăcere să stau, să mai depănăm amintiri. Da, îmi place să lucrez. Discutam cu cei din staff, ieri discutam lucrul ăsta, că e foarte important să te duci la locul de muncă, ceea ce văd și aici, e foarte important să te duci cu plăcere. Nu mai... Să iubești ceea ce faci. Să iubești ceea ce faci. Și eu cam pe lucrurile astea mă ghidez. Îmi place să... Familie poate e mult spus, dar să-ți creezi mediul ăla cât mai aproape de familie și să te simți bine acolo unde îți desfășori activitatea. Spune Moldovan Sergiu, mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru Corvinu. Mult succes pe mai departe. Tot un băiat din Deva. E impresionant, dragii mei, pentru că Corvinu a devenit o emblemă a județului. Asta e interesant, eu asta văd. Văd la știri, văd când ies pe stradă. Corvinu nu e doar pentru Hunedoara, e pentru tot județul. Am întâlnit fete de la Orăștie care însoțesc cumva echipa asta, am rămas surprinsă, știau meciurile. M-am întâlnit cu ele la un eveniment la teatru, la domnul profesor Dulcan și îmi povesteau despre Corvinul. Am rămas surprinsă să văd că cumva sunteți de oamenii din județ urmărit, adică nu doar acolo acasă la Hunedoara. E foarte interesant asta și cred că face parte din plăcerea sufletului, să spun așa, și din încântarea dumneavoastră personală, că până la urmă, dacă nu găsiți liniștea în suflet, nu cred că veți reuși să mergeți mai departe cu oamenii de lângă dumneavoastră. Cred că asta e cel mai important, să ai o liniște sufletească pe care să o împărtășești cu cei cu care lucrezi. Așa este. Eu am zis lucrul ăsta. Noi suntem energii oamenii și n-aș putea să mă duc să le spun niște lucruri pe care nu le simt jucătorilor. Și ei deja sunt jucători care lucrează cu mine de 2 ani jumătate. Și tot asta le spun. Nu pot să fiu fals sau să vă cer niște lucruri pe care eu nu le simt sau în care eu nu cred. Revenind la ce a spus dumneavoastră cu Corvinu, noi când am ajuns la
Da, sunt imagini de la Șepși, că m-am chinuit ieri, zic bine? Da, Șepși, cum... Șepși, noi am făcut o adevărată dezbatere aici la meciul cu Șepși, că se zice Șepși sau Șepși? Șepși. E bine oricum. Felicitări că i-ați bătut oricum. Da, dar să nu trecem peste că ați adus în discuție... Cât e pasiune, cât e dăruire, cât e sacrificiu ca să ajungem la aceste victorii pe care noi le urmărim astăzi pe ecran, cu mândrie? Sunt mai multe îmbinate, pentru că aici în primul 11 sunt 11 caractere și trebuie să lucrez cu fiecare. Mă uit acum în imagini și văd jucători cu caractere diferite, cu caracter de care ai nevoie și în timpul jocului și trebuie să știi să lucrezi cu aceste caractere, trebuie să știi să-i motivezi, să le ceri niște lucruri pe care el poate să ți le ofere ca și jucător. Pasiune, că dacă nu ar fi pasiune, n-ai putea să faci un lucru bine, să te duci cu forța, să stai între oameni, te simți acei oameni. Dăruire și muncă, n-ai cum să nu depui dacă vrei să obții niște rezultate. E muncă, dar nu pot să spun muncă. Eu discutam cu tatăl meu și are o vorbă, că mi-au rămas niște vorbe și de la părinți și de la oameni cu care am interacționat, și tata, tot timpul mă mai plângea: mamă, tată, ce greu a fost în cantonament, ce greu a fost, că a nins, a fost terenul înghețat. Tatăl meu a lucrat în mină și asta îmi zicea el, zice, da, tată, te înțeleg, dar să vezi cum e în mină. Deci tuturor ne e greu, că noi așa vrem să credem, că nouă ne e cel mai greu sau problemele noastre sunt cele mai mari. E normal să depui o muncă, dar nu știu dacă pot numi muncă, asta le spun și băieților, noi suntem privilegiați că avem șansa să facem ceea ce ne place, să arate și bine ca oameni, că na, sportul îți menține o formă fizică, să vii la stadion și mă uit pe imagini, să vină 4, 5, 6, 7 mii de oameni să te aplaude, să te mai critique când nu-ți ies lucrurile. Spunea Florin Maxim, am căutat pe foi, dar nu am găsit, am citit undeva în pregătirea emisiunii, noi avem lângă noi pe jucători doar 3-4 ore, restul de 20 ei sunt de capul lor. Am înțeles că nu sunt chiar de capul lor, că le transmiteți, le-ați dat de citit, asta m-a impresionat. Da. Le-ați dat cărți, da, să citească? Da, fiecare, vorbeam că a fost un caz concret, Iacob, te ajută, noi știm că atâta timp cât îți menții creierul lucid în mișcare, poți să iei niște decizii mai ușor. Și am discutat, că n-a venit numai de la mine acest lucru, mi-a venit această idee până la urma urmei să-i dau ceva să citească, să vadă că există și altceva, pentru că mai discutam, educația și nu știu, și școala merge cam mână în mână cu sportul, pentru că a mai evoluat. Acum trebuie să înțelegi niște lucruri, trebuie să iei niște decizii rapid și dacă mintea nu-ți funcționează, nu poți lua acele decizii. Pentru că nativ faci niște lucruri, că de-aia te apuci de fotbal, dar mai sunt și lucruri tactice pe care noi le punem la, și ne punem de acord că trebuie să le facem în anumite momente, ce trebuie să facem pe ofensiv, ce trebuie să facem pe fază defensivă. Și atunci, dacă mintea ta nu e limpede și nu știe să ia deciziile sau nu înțelege ceea ce noi transmitem, cumva intervine acel scurt circuit. Da, sunt lucruri cu fiecare în parte. Avem copii, gândiți-vă că avem copii de născut 2006, Roman, portarul nostru, care a jucat la Liga a doua. Avem copii născuți 2005, care împlinesc 18 ani, sau unii dintre ei au împlinit. Pentru ei sunt niște lucruri, nu știu,
foarte importante ceea ce li se întâmplă. Gândiți-vă și la acest meci, că mă uit la, pe imagine, au fost... A fost cel mai greu meci ăsta? A fost, pentru că la Liga 1 jucătorii, cât spunem noi că nu avem un fotbal bun, dar jucătorii sunt pregătiți, jucătorii sunt rutinați, jucători cu calitate bună, cu o pregătire în urmă. Normal că a fost greu, dar ce mi-a plăcut la discuția de a doua zi, când ne-am văzut la vestiar, erau mulțumiți și parcă erau mai odihniți ca după alte meciuri, pentru că și acea stare de adrenalină și starea de bine care ți-o conferă rezultatul a făcut cumva să treacă peste efortul fizic. La acest meci chiar am făcut o singură schimbare, presat de împrejurări, în minutul 88. Deci am jucat cu 11 jucători, 10 jucători de câmp contra unei echipe de Liga 1. Și asta cumva, asta le-am zis și jucătorilor, să fie un punct de plecare, că se poate. Și noi suntem ceea ce ne propunem, cu pași mărunți și niște obiective clar trasate, poți să-ți atingi acele obiective. Dar trebuie, asta discut cu ei zi de zi, ca să ajungi undeva, trebuie să-ți propui să ajungi undeva și trebuie să faci acei pași. E, acolo vorbim de acele ore, în 20 de ore ei sunt liberi și 4 ore sunt cu noi la stadion. Cumva ați spus bine că nu sunt de capul lor, că nu sunt chiar de capul lor, pentru că ei sunt monitorizați, au cântar zilnic, adică nu poți să faci ce te taie capul, pentru că trebuie să vină în formă fizică foarte, foarte bună la antrenamente. Antrenamentele noastre, cum eu le spun asta zi de zi și ei trebuie să înțeleagă și să se obișnuiască cu lucrul ăsta, eu sunt un antrenor tânăr care vrea să reușească. Nu am nimic cu nimeni personal, nu am partipriuri, nu iubesc pe unul mai mult decât pe celălalt, dar atâta timp cât îți faci treaba, rămâi în acest grup. Discuțiile le-am cu ei zilnic, am zis că avem discuții zilnice. Ei trebuie să înțeleagă că vreau să fac performanță și am atât. Vreau să rămânem la imaginile acestea, dacă toți suntem aici, e impresionant, mi-a plăcut mereu când am venit la meci. Salută galeria, cât la sută din efortul băieților înseamnă galeria efectivă, nu spectatorii de la meci, spectatorii vin, pleacă, galeria care rămâne mereu aproape, frumos gestul când îți saluți galeria, aici e în imagini, cât la sută face galeria din succesul echipei? Fotbalul și sportul în general e pentru suporter, pentru galerie, e normal să fii susținut. Galeria noastră a fost din ziua 1 a venirii noastre aici, cu ei ne-am întâlnit la club și clubul se numea CSU Nedoara, dacă nu mă înșel. Ei nu veneau la meciuri, am avut acea discuție că trebuie să vină lângă echipă. Ei sunt la fiecare meci, la fiecare meci alături de noi și de fiecare dată când am avut prilejul și atât eu cât și jucătorii le-am mulțumit, dar la stadion că spectatorul vine și pleacă. E important să îl ținem și pe acel spectator. Da, e foarte important să-l ținem pe spectator. Galeria e clar alături de echipă și a fost peste tot din ziua 1 până acum, sunt alături de noi. Chiar dacă au fost și momente mai puțin bune pentru noi, dar ei au fost alături. Fac o paralelă aici, mi-aduc aminte de cuvintele lui Călin Bârcean, cel care a, și de la Pragul de Sus, care da. În momentul ăsta a și compus imnul și cântă echipei Corvinul. Călin a pus zilele trecute pe pagina lui de Facebook un mesaj prin care spun că artiștii, oamenii, dacă vor spectacole de calitate, în cazul nostru meciuri de calitate, e nevoie de noi, să ieșim din casă, să mergem la stadion în cazul echipei Corvinu, să mergem la spectacole, pentru că acei bănuți pe care noi plătim biletul și vine în susținerea, în cazul dumneavoastră, în susținerea echipei, pentru că nu e o afacere, e echipa municipalității până la urmă. Dacă noi nu ieșim din casă și nu mergem la meci,
nu ajutăm cu nimic echipa. Mesajele sunt foarte frumoase când sunt pe rețelele de socializare și ne încântă și mulțumim tuturor că sunt alături de noi. Dar în cazul de față ar trebui să convingem spectatorii să vină pe teren, că face bine și la suflet, dar face bine și financiar echipei. Exact. Au mai fost aceste discuții că prețurile sunt mari la bilet. Biletul, din câte știu eu, este undeva la 20 de ron la meciul de campionat de Liga a doua și la meciul de cupă au fost 30 de roni. Cred că toată lumea fumează un pachet de țigări, 27 de lei sau eu unul fumez și nu e bine că fac lucrul ăsta, dar e un pachet de țigări până la urma urmei, sunt două meciuri pe lună acasă. Eu zic că dacă te numești suporter sau susținător, trebuie să contribui. Și eu mă duc la teatru, și eu mă duc la film și plătim lucrurile alea și trebuie să ne obișnuim, trebuie să ne obișnuim cu lucrul ăsta, că mai sunt jucătorii. Cum poți să susții un salariu al unui jucător care dă randament și are oferte din alte părți, de la alte echipe? Cum? Acea ofertă vine cum? Propunându-i cineva mai mulți bani și atunci tu, dacă nu mai ai nici contract cu el sau dacă în momentul în care vine o ofertă mai bună, până la urma urmei suntem oameni, viața de sportiv e scurtă, trebuie să te gândești la acel om. Eu chiar susțin lucrul ăsta să își facă treaba cât e la Hunedoara, în momentul în care vin oferte să plece la mai bine, pentru asta cumva contribuim și noi și ne gândim, dar susținerea suporterilor e esențială în bunul mers al echipei, banii aia chiar ne ajută, pentru că acest băieți, ca să fie într-o formă bună, au nevoie de refacere, de vitaminizări, de... Câte dureri are un fotbalist după un meci? Le știți? Le puteți număra? Discuțiile astea le-am cu băieții. Nu știu dacă am avut un meci ca și jucător, să intru în acel meci să zic astăzi nu mă doare nimic, pentru că ajungi la meci în urma unei săptămâni în care trebuie să-ți câștigi locul în echipă, ești în competiție cu alți colegi, cu alt coleg pe postul tău, în cazul nostru cum suntem dubluri pe posturi, fiecare la fotbal. Ce e bine că, nu știu, suntem cam uituci. Am făcut meciul trecut, am trecut peste, ne gândim deja la meciul viitor și cumva trecem peste aceste lucruri și ce a fost valabil ieri nu mai este valabil mâine. Și jucătorii înțeleg lucrul ăsta. E o competiție și între ei și cu ei. Nu e simplu. Foarte frumos spus. Carmen Puiu de la Hunedoara ne salută și noi îi spunem lui Carmen bună dimineața. Adriana Furcă, mulțumim că sunteți alături de noi. Bună dimineața, o zi binecuvântată, cu multă sănătate, poftă bună la cafea tuturor. Felicitări, stimă și respect pentru tot ceea ce ne oferiți. Vă mulțumesc anticipat, Doamne ajută, Doamne ajută. Mușchi primim, presupun că bau bau Denis Andrei e de la galerie. Mulțumim, Alin Model, că te salutăm, a fost invitatul nostru de ieri dimineață. Tot fotbal, și el a vorbit foarte frumos și există o legătură între invitatul meu și cel de ieri. Domnul Vasile de la Casa de Cultură, de la Ansamblu Hațegana, bună dimineața, sunteți alături de noi. Edi Hinț, bună dimineața, mulțumim Edi că ești alături de noi așa cum ne-ai obișnuit și ne susții în tot ceea ce face și noi încercăm să-i susținem pe cei care fac ceva. Trec peste faza de la Șelimbă, un antrenor foarte tânăr, nu știu, a fost un antrenor mai tânăr ca dumneavoastră în România? Da. Cine a fost mai tânăr? Nu știu să dau un nume, dar au fost antrenori. Am căutat, nu am găsit, dar o să-mi fac temele viitoare. Trecem peste faza Șelimber, unde tot așa am înțeles că fără înfrângere ați reușit și ați dus Șelimber într-o altă ligă. Frumos, dar tocmai în plin succes ați plecat de la Liga 2 în Liga 3 și ați venit la Hunedoara. Și vreau să trec mai repede, să ajung la Hunedoara, pentru că
că mai avem doar 15 minute, cred că, de emisiune. Dacă eu mă uit bine la ceas, sunt de rost din cap că da. Îi salut și pe fanii de pe TikTok și mulțumim lui Andreea Patriche că e alături de noi. Te-am văzut, Andreea, mulțumim că ești acolo alături de noi. Uite, Alin Modârcă, încă bună dimineața, vă salut cu drag și noi, te salutăm, Alin. Vreau să ajungem și Florin te salută și vreau să ajungem de la Șelimber, unde noi am dezbătut în multe știri venirea, găseam azi dimineață pe Google, Bogdan Apostu a fost cel care ți-a schimbat radical cumva decizia de la, a venit cu o ofertă și te-a convins să vii în Liga a treia. Cum a reușit din Liga a doua în Liga a treia? Au fost mai multe lucruri. A venit și Dece Balgheară și Bogdan Apostu, cu care eram și sunt în strânsă legătură, suntem prieteni de atâta timp, dar era vorba despre Corvinu și nu prea am stat mult să ezit. Și mi-aduc aminte momentul în care l-am întâlnit pe domnul Florin Maxim și pe Bogdan Apostu și pe domnul Antone, dacă mi-aduc eu bine aminte. Colegul meu, Ama, se ocupa de partea de sport la momentul respectiv. Eu am fost doar șofer la acea întâlnire care a avut loc la primăria din Hunedoara, unde domnul primar ne-a invitat pe noi, presa, să vă cunoaștem. Și atunci mă uitam așa cu un ochi de blondă, aș spune, wow, se schimbă lumea fotbalului la Hunedoara. Și atunci eram așa curioasă să aflu, să văd, era clar că lucrurile, și lucrurile s-au schimbat așa cum eu am simțit în acea zi, vorba dumneavoastră, apropo de energie, pentru că acea cameră era plină de o energie pozitivă, de o dorință de a realiza ceva. Și totuși, ce încărcătură grea ați simțit în momentul în care ați zis da că la Corvinu, veneați după Lucescu, să spunem, ca și antrenor, după nume ca, care au jucat Andone, Rednic, Klein, Dumitrache, Gabon, Lobonț. Și Corvinu revine la viață în 2022-2023 sub magia lui Florin Maxim. Încă o dată, vă mulțumesc. Care-i presiunea? Eu sunt cel din față, dar și trebuie să menționăm lucrul acesta. În spatele meu mai sunt oameni care muncesc cu aceeași pasiune, că de aceea suntem împreună. E cumva o presiune pentru mine, că știu la ce club am venit. Suntem un club cu susținători, un club cu pedigree, un club care a format jucători. Asta ne propunem și noi, să propunem și să dăm fotbaliști și jucători pentru fotbalul mare. Și încet, încet să readucem Corvinu acolo unde a fost locul. Și odată cu construirea noului stadion, eu zic că și lumea va veni altfel, pentru că și condițiile, stadionul arată, vă spuneam, că arată foarte bine, mie îmi place foarte mult, mă simt, îl simt, dar... Avem imagini, vă întrerup, mă scuzați, Rosi, mulțumim, avem imagini de la... un meci cu FCSB? Da, primul meci ați făcut egal, dacă mi-aduc eu bine aminte. În primele 90 de minute, da, după care am pierdut în prelungiri cu FCSB. A fost un meci de unde eu cred că a plecat totul. A fost un stadion plin, a fost momentul ăla de se poate. Am fost conduși, am... egalat o echipă a FCSB-ului. Au fost momente extraordinare atât pentru mine, cât și pentru suporteri, cât și pentru jucători, chiar după, în urma acelui... Ce simțiți când vedeți aceste imagini? Că dumneavoastră le trăiți acolo pe teren, că ok, vă urmărim, ne uităm, de multe ori la o fază ne uităm, oare nu dă cu camera pe Maxim să-l vedem ce face?
nu vreau să cred de fiecare dată că nu sunt copleșit. Poate asta face și diferența între noi sportivii. Cumva suntem de fiecare dată subiectiv, nu suntem obiectiv deloc și asta ne ajută cumva, nu suntem obiectiv. Noi, de fiecare, nu, ca fotbalist, antrenorul are ceva cu tine dacă nu, cum n-ai jucat, tot timpul altcineva e de vină. Altcineva e de vină. Și cumva e bine, că lucrul ăsta te duce mai departe. Nu am emoții sau trăiri. Emoțiile sunt mai mari, chiar discutam cu niște prieteni. Mamă, dacă nu o să fii în Champions League, ce emoții o să ai? Ce emoții putem să avem? Ai aceleași emoții ca și când, dacă ai emoții, ai aceleași emoții. Orică întâlnești un om, orică ți s-a întâmplat ceva sau am antrenat la juniori. Aveam emoții, că trăiri avem, că dacă nu avem emoții sau trăiri, înseamnă că suntem pe lumea cealaltă, suntem reci. Suntem roboței. Dar nu pot să zic că, mamă, ce emoții am avut, că am avut meci cu FCSB sau cu Sepsi, emoțiile sunt mai mari că joci cu Sepsi și decât cu Chiajna sau... Nu, sunt emoții normale, sunt trăiri pe care le ai, e normal să ai niște trăiri, dar vreau să cred, încă o dată, că trebuie să fiu lucid în momentele acelea, să iau deciziile cele mai bune și să fiu alături de jucători în momentele grele. Și se vede. Și am văzut, eu am fost plecată din țară timp de un an de zile, am fost mai aproape de echipă decât poate am fost atunci când eram acasă, pentru că de acolo, din depărtare, am urmărit meciurile și am trăit alături de dumneavoastră și bucuriile și dezamăgirea de la eșec, de la Baia Mare, să spunem așa. Pormă, am urmărit cu interes primele zile, era clar că vor urma decizii dure, pentru că așa se întâmplă uneori în viață, să spunem așa. Am revenit acasă, am luat contact cu echipa, altă frumusețe, alt spirit, nu știu, ceva s-a schimbat acolo, eu încă mai caut și promit că o să găsesc secretul și o să vin cu el aici la matinal. Nicu Teau ne spune felicitări dumneavoastră pentru inițiativă de a-l invita, mulțumesc, că despre Max, the best, it's yet to come. Da, foarte frumos spus. Denis Andrei, bau, am mai zis. Născut, crescut cu sânge albastru, Forța Corvinu, respect, Max. Mulțumim, dragii mei, pentru toate comentariile și dacă nu reușesc să vă răspund, vă rog să nu vă supărați pe mine. Vreau să rămân alături de invitatul meu, să nu-l las să plece cumva și să nu ne spună tot ce eu vreau să-l întreb. Și rămân la presiunea pe care ați luat-o pe umeri în momentul în care ați zis da la Corvinu. Ce ați simțit în acea clipă în care ați zis da, v-ați văzut cu contractul semnat și ați... Eu sunt convinsă, am văzut momentul ăla live, dragii mei, nu, păcat că nu l-am imortalizat, parcă simțeam așa că, nu știu, devenise o... s-a luminat așa la față, avea momentul ăla de... Ce ați simțit în momentul ăla? Știam ce urmează, știam ce-mi doream pentru echipă, pentru mine, pentru echipă, știam la ce m-am înhămat, dar în momentul semnării contractului eu deja aveam lucrurile bine stabilite în mintea mea și ceea ce îmi propuneam cu Corvinu Nedoara. Să ajungem în primă fază în Liga a doua, am avut această susținere, că vorbeați de acel moment al ratării promovării. Noi am semnat pe 2 ani contractul, deci nu se pusese cumva în discuție să plec, dar a fost un moment de cumpănă. Toată lumea și-a dorit promovarea, toată lumea era dezamăgită. Au venit și acele decizii, că menționați, acele decizii au fost luate, au fost niște schimbări în cadrul lotului. Au fost de bun augur. S-a dovedit, da. Și de asta spun că în urma eșecului cumva ne-a clădit nu numai pe mine și pe noi să fim un pic mai atenți. Am trecut cu vederea niște lucruri pe care astăzi nu le mai trecem. Am devenit puțin mai riguroși, nu că am fi noi, nu știu, o armată, dar
sunt niște lucruri și niște principii peste care nu mai trecem. Și cumva ne-a întărit. Dar Corvinul Unedoara, vedeți și dumneavoastră că ușor, ușor renaște. Oamenii sunt alături de noi de fiecare dată în tribună. Am fost plăcut impresionat și la meciul de acasă, pierdut de către noi cu Mioveni. Lumea ne-a aplaudat după acel 2-0, chiar dacă al doilea gol a venit în minutul 93. Dar au apreciat efortul echipei și cumva aș vrea să cred și vreau să cred în continuare că nu avem doar o echipă și niște susținători de rezultat. În momentul în care rezultatele sunt pozitive, să fie toată lumea alături de echipă, să zâmbească, să ne aplaude și în momentele grele să dea cu cuvinte urâte, să nu mai aibă echipa susținere. Pentru că noi suntem într-o competiție, mie așa îmi place să spun, suntem într-o competiție. Noi luptăm cu alți competitori și acei competitori își doresc la fel ca și noi și ei se pregătesc și ei poate au o zi mai bună decât noi. Noi avem o zi mai neinspirată. Jucătorii, am avut discuții și după meciul de deplasare de la Progresul Spartac, noi am făcut 8 ore jumate, la fel ca și suporterii noștri, care au făcut poate mai mult pe drum, în niște condiții de, erau 35-37 de grade. Acei jucători, am avut 5 jucători care au dormit 3 ore. Nu știu, oamenii nu interesează, ei vin la meci și trebuie să fie ca un roboțel. Noi nu, cumva, nu simțim aceste lucruri, că și noi avem zile proaste, zile mai puțin bune. Încercăm să, nu știu, și copiii noștri și oamenii cu care lucrăm sunt la fel și încercăm să-i susținem. La fel, lucrul ăla mi-l doresc să se meargă un pic mai departe, să nu fim doar acea echipă de rezultat și toată lumea când e la bine să fie alături de echipă și la lucrurile mai puțin bune să... Trebuie să-l opresc pe invitatul meu, avem rezultatele pe ecran, nu cred că mai trebuie să comentăm. Aici ne spune cineva, vrem să promovăm în Liga 1, e o discuție pe care o să o purtăm probabil în altă dimineață și o să venim probabil cu alte surprize. Vreau doar așa, avem meci acasă în 26 noiembrie, cu Șelimbăru. La ora 12. Mi-ați răspuns, deja dau din culise, dragii mei, pe repede înainte, e un meci ca oricare altul. Impresionant răspunsul. Plecăm împreună în 30 noiembrie, unde? La Steaua. La Steaua. Galeriile mergem. Noastre sunt înfrățite cu galeria noastră, cea Utei și cea Stelei, sunt galerii înfrățite, dar meciul se joacă pe teren, galeriile poziționate. Și mai avem un meci după, deci da, meciul de cupă, meciul de cupă. Meciul de cupă pe 7 decembrie se va disputa la Oradea, în nocturnă, pentru că așa ne-a forțat format. Ca să fie spectacol, da, jucam meciul în deplasare la Pecica și Pecica neavând nocturnă, se va juca meciul la Oradea. Aici, din păcate, timpul nostru s-a terminat, dragii mei, domnule antrenor, mai erau întrebări, cine v-a fost mentor, cât la sută din viața dumneavoastră reprezintă familia, în momentul eșecului familia e importantă, cred. 100% au fost lângă acolo mine fost. Și au fost niște momente grele pentru mine, mi-e și greu să le descriu, să mai mi-amintesc acea stare pe care am trecut-o, doar oamenii care au suferit astfel de dezamăgiri cumva, mă pot înțelege, au fost niște luni, pot spune că în momentul în care a venit vacanța, a fost acea stare de neliniște și acolo a contribuit familia și ei n-aveau nicio vină că echipa n-a promovat, dar cumva starea mea de tensiune și starea mea de, nu știu, de indispunem, că nu am fost dispus la nimic, după care am reluat antrenamentele și totul a venit la decurs normal. Rosi, te rog, pregătește un PP. Vreau să-i mulțumim. Mi-ai pregătit?
avem un PP pentru, așa, îi mulțumim lui Maximus Max pentru că se ocupă de ținuta impecabilă, vestimentația impecabilă a jucătorilor și poate, nu se știe, vom reuși să ajungem să vedem cum se creează o vestimentație pentru un jucător, la ce ne gândim, ce purtăm de sărbători sau la un eveniment. E ok? Mulțumit? Mulțumit, da. Hainele ne vin bine și jucătorilor se simt bine în costum. Am mers cumva, eram o echipă de Liga 3-a, chiar adversarele noastre au fost dintre adversarele noastre care puțin ne luau la mișto, așa ați venit cu costume, dar e important, e okay. Să arăți bine. Să arătăm bine, așa e, dragii mei. Până mâine dimineață, când ne vom revedea aici la Dale Dimineții, să nu uităm, va fi o zi un pic mai altfel. E o emisiune, va fi o emisiune despre apă și despre politică. Am o să vedem mâine dimineață alături de invitatul meu, care Fabio Schisăli, care ne spune apa e importantă sau politica e importantă. Apa e în noi și în toate, politica e în noi și în toate. O să aflăm mâine dimineață la Dale Dimineții. Până atunci vă spun că vă iubesc, să nu uitați asta, dăruiți și voi un pic din iubirea voastră celorlalți. Felicitări, Florin Maxim, felicitări celor de la Corvinu, felicitări celor de acasă, de la Hunedoara. Vă pup și vă iubesc!